Bruno deja e la poartă. Am venit acasă. Ce e băiat? Ia zi, Bruno. Ce-i băiatul, tati? Bruno, ce-i băiatul? Ia țin. Băiat. Da, băiat. Da, băiat. Am cum dă cu coada. Dar ce-i băiatul, tati? Bruno? Da, băiat. Da, băiat. Ia zi-o și pe calul. Da, băiat. Da, băiat, bravo. Era deja la poartă. Da, băiat. Hai, dă-l cu asta. Îmi aduce-l jucăria. Zi, băiat, vorbește. Vorbește. Da, băiat. A dus o jucăria? Păi ce facem aici? Dar ce facem aici, băiat? Ești fericit? Vorbește. Bruno, zi. Ești fericit? Da, băiat, Bruno. Ce e acolo, băiatu? Zi. Zi, băiatu. E Freia? Zi. Salutare, dragilor, de aici, de la căsuța de la țară. După cum se vede, am revenit acasă, gata cu concediul. Ne-am recreat destul de bine, ne-am odihnit, am făcut plajă. Iar acum am revenit aici în gospodăria noastră. Herculica. Între timp cât am stat plecați, aproape o săptămână, lucrurile au crescut pe aici. Când spun lucrurile, mă refer odată la iarbă, pentru că am cosit-o cu o zi înainte să plecăm și în nicio săptămână, uitați cât a crescut. Și ce a mai crescut aici? Ce a mai crescut aici? În afară de vegetație, pui. Pui s-au făcut mari. Imediat vi arăt, pentru că va trebui să-i luăm pe cei de rață și de gâscă și să-i mutăm deja în țarcul mare. Uitați aici o găină senilă. Găină senilă, dă-te la o parte, tu vrei sărgardă, nu? Ia, ia așa, ușor. Bravo. Imediat voi reveni și la pui, doar așa. Uitați acest rățoi cât s-a făcut. Deci au crescut. Nu-mi vine să cred. Probabil că dacă stăteam aici în fiecare zi, nu-mi dădeam seama, dar când i-am văzut chiar am rămas uimit. Uimiți, de fapt, că na, normal, și baby a fost surprinsă. Și mai avem o noutate. Haideți că vă arăt acum noutatea. Uitați aici. Este primul pui scos de cloșcă. Deci nu la incubator, nimic. Este natural. Are abia 3 sau 4 zile. Măi gălăgioaselor. Are 3 sau 4 zile. Și din ce am observat, mai sunt câteva ouă ciobite în cotețul mic de aici. Deci urmează să vină
și alți pui. Ce vorbesc griștele cu mine, mă, baby? Le-am dat de mâncare în speranța că te lasă și pe tine, să zici, da. Da, au venit direct la mine la cameră. Le-a fost dor de noi. Aici este mama cloșcă a puiului. Găinușa în continuare stă și ea acolo. Baby a observat aici încă vreo două ouă, parcă a zis, ciobite, da, unul este. Deci uitați-le cum vin după mine. Da, probabil că le-a fost dor de noi. Totul este în regulă. Mi se pare foarte tare acest pui, că deja el deja iese prin curte și stă tot timpul după o mămițică de-a lui. Deci la numai câteva zile, ce înseamnă să fie scos natural, nu la incubator? El deja se plimbă liber pe aici prin curte, n-are nicio treabă. Celelalte păsări îl lasă în pace. După cum se vede, chiar este bine. Păi, da, dar eu mă gândesc să-i scoatem, să-l lăsăm direct afară. Eu cred că se vor lua după celelalte, nu? Să-i lăsăm? Să-i băgăm în țar vreo două zile, nu? Până se obișnuiește și în țarcul celor mari. Le-am dat afară că i-a luat cam tare pe ăștia în primire. Hai să vedem ce fac acum. Cel puțin sunt uniți. Umblă împreună. I-am scos doar pe aceștia, iar restul rămân acolo până mai cresc. Cel puțin cei de găină cred că mi-au de stat în acel țarc, dar acum na, au mai mult spațiu. Ăsta negru a crescut cel mai mare. E rățoi. Și te vezi direct la ciugulit. O frunză, ce găsesc ei pe acolo. Pentru că în țarc nu mai au nimic, au ciugulit tot. Chiar trebuie să mutăm țarcul ăla de acolo. E bine. Au trecut la etapa următoare. Îi lăsăm aici în țarcul ăsta vreo două zile. După îi lăsăm și afară. Dar deocamdată se obișnuiască și ei cu țarcul și cu celelalte păsări. Toate că este puțin norat,
tocmai ce a picurat puțin, nu pot să zic că a plouat, chiar a fost așa o picurătură, este foarte zăpușal, foarte cald, gata cu briza mării, acum briza păduricii, cel puțin o avem pe asta. Aici la fel, uite, a crescut iarba, deci aproape că ajunge la geam. Iarbă, bălărie, floricele. Va trebui să umblăm și la albine. Și bineînțeles va trebui să intru iar cu motocoasa pe aici. Și albinele, eu cred că le voi muta în spate, în partea unde am grădinița de legume. Pentru că pe căldurile astea este foarte greu să umbli la ele. Și cred că puțină umbră le-ar prie și lor. Pomișorii sunt în regulă. Deci aici cred că voi muta albinele. Pentru că este și umbră, putem și noi umbla mai lejer la stupi. Și cred că le priește și lor. Aici avem roșii. Au crescut roșiile destul de bine. Deci chiar sunt măricele. Arată bine. Roșiile. Ridichile aici au fost prea apropiate. Și degeaba avem frunze, că ridiche nu avem. Aici vânăta, cartofii au crescut ca lumea și aici avem și niște ceapă. Abia a crescut pentru că am pus-o ultima, am pus-o destul de târziu, dar văd că a dat și ceapă. Când am plecat, nu crescuse. Aici ok, e în regulă, cât de cât nu a crescut iarba la loc atât de mare, precum a crescut în spatele casei. Probabil că aici fiind mai umbră, contează. Ăștia deja sunt calei acasă. Băi, dar chiar au crescut. Deci, uitați-vă la clipul când am făcut țarcul și când i-am băgat în țarc și uitați-vă acum la ei. Ăsta nu mai zic de zirățul, ăsta e mare, mare. Rațele, gâștele, normal, au crescut mai repede. Puii de găină e firesc, nu? Bruno, tu ce cauți acolo? Vezi de treaba ta. Vezi de treaba ta că aici avem și o găină și cu leșească. Uitați-vă ce face leșească. Baby, ia vino încoa. Deci leșeasca s-a luat de găină, pentru că acolo stă ea și are cuibul de ouă. Leșeasca bate o găină, că a venit aici la ea. Nici aia nu pleacă. Hai cu de afară. Ea pleacă tu găină senilă de acolo, ia. Ja. Tocmai ce le-am schimbat locul căsuței și puiilor, ca să aibă acum ce ciugulii pe aici. Și acum sunt doar puii și cu trei rățuște, două leșești și una nu știu, care nu vrea să crească deloc. Cred că e bolnăvioară. Cu toate că se manifestă în regulă, adică doar n-a crescut, în rest mănâncă, se plimbă, n-are nicio problemă. Și acum, na, sunt vecin cu partenerii pe care i-am avut până acum. Ăla mic unde e? A fugit la masa când am venit. A, uite-l, da-l, văd. Nu stai să mă prind stă pe mine. Păi, vezi ce fuge? Fă-l-o. L-am văzut. Tocmai venise și la aici. Probabil a simțit că sunt frațele. Uite că a intrat iar.
Da, pentru cât are, 3 sau 4 zile? 3 sau 4. Îmi dai seama că mama l-a văzut când a ieșit. Era da, da, da. De o zi acolo. Da, da, da. Ei, câteva zile, na. Și deocamdată ținem poarta închisă până băgăm și păsările ca să se adapteze și ei acolo cu zona. La terațele mari la găinii s-ai. Da? Pe gâște, pardon. Deci crezi că le faci ceva? Nu mi-a plăcut cum să dă la ei. Puteți să urmărim bebele, băgăm și urmărim cum se comportă, nu cred că le faci ceva. Sau le putem închide în coteț. Pe pui? Nu, pe rațe, pe gâște. Sau pe pui. Cu cloștile acolo, îți dai seama ce le face. Da, hai că vedem. Ceva. Aici trebuie să mai vii un pic. Unde? Trebuie să-mi duci ruleta să mă sărăm, știi, să știm. Mă sărăm de colo, colo, de colo, colo și joacă. Vedeți să o bag așa mai margine? Păi nu-i rotund aici. Hai că aduc ruleta. Ia uitați-l pe Herculic aici. Ce se joacă el. Hercule, pisul! Ne-am hotărât să punem piscina aici și ați văzut, am pus un rând de paie ca să fie cât de cât moale jos așa. Aici e puțin, aici e puțin cam mare strat, trebuie să mai iau din el așa. După aia punem niște folie de-asta ca să nu se înțepe, știu. Trebuie să aduc piscina și nu prea îmi vine să intru în magazin asta, că n-am mai făcut ordine în ea de anul trecut. Dacă nu prea am mai meșterit așa mult în ultima vreme. Problema este că nu merge schema asta, așa că am strâns tot fânul și l-am adus aici unde punem resturi vegetale pentru compost. Asta l-am făcut și noi anul ăsta aici, spațiul ăsta. Astea eu cred că sunt cam groase. Mă gândesc că s-or muia ele, dar cred că o să le dau, o să le scot eu într-o zi și o să le dau foc la astea. Sau să le las, se moaie. În fine, da, înțeapă. Ne-am făcut proba, am călcat pe el și pe celofan. Ne-am înțepat. Nu pot să-l verific pe tot. Așa că imediat după ce las fânul aici, mă voi duce aici în sat să cumpăr polistiren. Exact cum am făcut anul trecut, numai că anul acesta voi pune și o folie jos. Vedeți imediat. Gata, am fost, am luat astea două pachete, în total 16 metri pătrați. Ăsta m-a costat 85 de lei bucata. La anul, nu știu, voi găsi o variantă mai bună. Cred că mă gândeam să pun nisip. Iau un metru de metri cub de nisip și să rămân aici. Și îmi fac și o mică plajă.
În sfârșit am reușit să întindem piscina. Am așezat-o aici frumos cum trebuie. De data asta am pus-o puțin mai aproape față de anul trecut când era pe undeva pe aici. Dar tot în pantă e și anul trecut și acum. Cu toate că știți că am îndreptat aici terenul, na, am făcut ce am putut. Mai mult nu s-a putut, adică cred că e cât de cât ok, s-ar putea să fie chiar mai mică panta ca anul trecut. Urmează acum să văd când se umple puțin piscina, dar va dura. Presiunea nu e așa mare, dar e bună. Ceasul nu știu, undeva la 5-6 acum. Și durează, nu știu, cred că pe la 11-12 poate se va umple. Nu mi-aduc aminte, dar știu că câteva ore bune. Mai ales că contează și presiune de la apă. În sfârșit, după o lună de vară, am așezat-o, am pus polistiren, deci înainte de polistiren am pus folie de asta de plastic, după aia polistiren, după aia folie. Și mai mergea aici, dacă mai puneam încă un rând. Dar am ales să pun două șifri de-astea. Probabil să mai cumpăr niște polistiren, să pun așa în continuare. Pe aici pe margine vreau să tai, să nu rămână ăsta în afară. Și cam asta e. Cam asta este treaba pe ziua de astăzi. Mergem în casă, avem ceva vișine de pus la fermentat, pentru că vrem să facem vișinată. Haide, baby, sări în cap de acolo. Aici am apuns pe terasă și sări acolo, nu? Da. Dacă era mai aproape terasa și nu era asta. Merge de acolo, nu? Ei, anul trecut nu aveam nici terasă aici. Nu aveam nici saună. Nu aveam nici păsări. Aveam albine. Albine aveam. N-aveam nici gard acolo. În rest, aveam capul pe umeri. Haide, bun, haide să mergem, băiat. Avem aici 10 kg de vișine și le vom combina cu 4 kg de zahăr. Apoi le lăsăm la fermentat, iar după aceea vom adăuga și alcoolul. Hai că avem de băgat aici.